Ce semnificație are această sărbătoare, ne explică chiar acum părintele Gheorghe Dobre. Bună dimineața, părinte! Vă mulțumim că sunteți alături de noi cu puțin timp înainte de Sfânta Liturghie. Bună dimineața și Doamne ajută! Mă bucur din suflet că suntem împreună și să avem așa un rugăciune duhovnicesc în cele spuse. Da, înainte de orice, spuneți-ne, cine a fost Sfânta Parascheva și de ce a devenit atât de importantă pentru Ortodoxie? Sfânta Parascheva, în simplitatea cuvântului, a fost mama care ne-a adoptat pe noi, în care a ales poporul acesta să-l apere, să-l păzească. Așa, interlocutorii noștri de mai devreme, din interviuri, ați văzut cât de frumos a spus și cât de simplu a spus, din suflet, fără cuvinte pompoase. Este și va fi mama noastră care ne va ajuta și ne va apăra. Am nimic altceva mai mult. O sfântă în care de 350 de ani ne apără și ne păzește a nu numai Moldova și țara românească, dar toți românii de pretutindeni. Și inclusiv orașul în care eu păstoresc aici este dedicat și închinat cu Joasei Paraschiva din Muntenia, Breaza, Prahova. Cum vă explicați prezența peste așteptări la racla Sfintei Paraschiva? O mamă atât de iubitoare atrage. Atrage, pur și simplu. Când te duci acasă la părinții tăi și te așteaptă cu bucurie și îți oferă tot ceea ce știe că îți place, întotdeauna face minuni. Și facem mii de oameni ajung din ce în ce mai mult la raclă pentru că cuvioasa Paraschiva răspunde fiecăruia. Nimeni nu pleacă nemângâiat, nebinecuvântat, fără să întâmple ceva în viața lui. Altfel nimeni n-ar mai merge. Este prezentă, este extraordinară, este o frumusețe neînchipuită, un dar de la Dumnezeu pentru noi oameni. Mâine va avea loc slujba Sfintei Liturghii, care va fi săvârșită pe un podium, a plasat chiar acolo pe pietonalul Ștefan cel Mare, în dreptul altarului Catedralei Metropolitane. Ce ne puteți spune despre semnificația acestei sărbători? Este cea mai importantă slujbă oficiată în ziua în care prăznuim Sfânta Parascheva. Care sunt semnificațiile ei? Semnificația poate fi una teologică, dogmatică, dar poate fi una aceasta sufletească. Fac o puțină analogie, ceea ce am predicat și mă pregăteam predica de mâine, spun că cuvioasa Parascheva iese în curte. Mergând noi acasă, părinții noștri nu ne așteaptă niciodată în casă. Ne așteaptă la poartă și ne invită în casă. Să ne sărute de bucuria că am sosit. Așa și cuvioasa Paraschiva iese din catedrală, pe acest podium, pe acest baldachin frumos amenajat și ne așteaptă pe toți. Zică poftiți, poftiți în catedrală, poftiți la Sfânta Liturghie, la darul cel ceresc al rugăciunii comune. Nimic altceva. Sunt, să spunem așa, șansele mai mari ca credincioșii să primească ceea ce își doresc dacă merg în aceste zile sau în orice zi a anului, practic, dacă mergi și te rogi, îți sunt ascultate rugăciunile? În cursul anului toți avem câte o mică problemă și cerem ajutorul sfinților. Și avem în dulapul nostru acela sufletesc și un acatist sau cuvioasei Paraschiva. Dar astăzi nu mergem să-i cerem, astăzi mergem să-i mulțumim. De ziua Sfinte, noi mergem să-i mulțumim pentru că ne-a ascultat, pentru că nu ne-a uitat, pentru că ne iubește. De ziua Sfinte mergem să mulțumim, mergem să aducem un frumos de omagiu, așa cum facem și noi de ziua cuiva. Mergem să-i mulțumim, să-i spunem, tu ești important pentru mine, azi este ziua ta și nu vreau să treacă așa, fără să fii în cunoștința dragostei comune. Pelerinii au ocazia să se închine nu doar la moaștele Sfintei Parascheva, ci și la cele ale Sfântului Pantelimon, aduse tocmai de la Athos. Ce ne puteți spune despre acest Sfânt Pantelimon? Sfântul Pantelimon este doctorul doctorilor, doctor fără de arginți. Cu dragostea fiecare dintre noi chemăm cât un preot în casă pentru binecuvântarea casei. În un moment dat, în timpul rugăciunii, auzi acolo Cosma, Damian, Chirioan și Pantelimon, doctor fără de arginți. Un doctor ce-a tămăduit oamenii prin știința medicinei, dar și prin știința dragostei lui Dumnezeu pentru suflet. Tămăduind și trupul, dar și sufletul. Sunt un patrimoniu din anul în țar ca să ajute, să ne binecuvinteze, să ne tămăduiască nu numai trupul prin oamenii deosebiți din cadrul medicinii noastre, dar și sufletul. Este un dar în plus, un ajutor. Există anumite, nu știu, tradiții sau obiceiuri pe care ortodoxii ar trebui să le respecte în aceste zile? Tradiția asta ar fi să facem ce au făcut bunii și străbunii noștri, de a cinsti pe cuvioasa Paraschiva, mergând la biserică, acolo cât poți tu, să aprinzi o lumânare, să-i mulțumești.
Este un început de toamnă. Acum, prin târgul din zona noastră, toată lumea își pregătește cămara, merindele pentru iarnă, când va bătea vântul și când va fi frig. Și atunci este ca un fel de gata, pregătiți-vă. Pregătiți-vă că vine frigul. Și atunci, uitați, ne pregătim. Mergem la târg, ne cumpărăm tot ceea ce mai avem nevoie și se așteptăm pe cei dragi noștri când vin acasă la noi. Pelerinii, din păcate, au trecut peste o noapte destul de grea, am înțeles că a plouat la Iași. Acum vremea devine ceva mai bună. Părinte, vă mulțumim foarte mult pentru faptul că ați fost alături de noi.